Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem la emisiunea săptămânală Alfa Omega în obiectiv. Sper să intre în bunul nostru obicei, să vă informăm de fiecare dată că putem, reușim, dorim și facem în continuare pentru dumneavoastră acest efort să avem emisiune în direct în fiecare seară de joi de la ora 21 și în următoarele săptămâni acest lucru l-am planificat și dorim să se întâmple și dorim să fim o mână de ajutor pentru dumneavoastră, să fim prezența lui Dumnezeu și slujirea Lui în casa dumneavoastră prin aceste emisiuni în direct în seara de zile de 17 pentru cei care urmăriți pentru prima dată această emisiune, cei care o vedeți în reluare pentru aceea deja emisiunea este trecută, deci în 17 martie continuăm seria de emisiuni sub genericul Restaurarea Familiei cu un subiect de mare actualitate, relații sexuale în afara căsătoriei. După cum vă spuneam și în emisiunea trecută, subiecte sensibile, e nevoie de slujire, e nevoie de consiliere, e nevoie de sfat, de chiar de provocare în această zonă a familiei, a relațiilor de familie și ca urmare a multor întrebări, telefoane, apeluri pe care le-am avut, am decis să abordăm acest subiect delicat, sensibil în această emisiune despre, sigur, vorbim despre adulter, despre relații în afară căsătoriei, înainte de căsătorie, după căsătorie, despre abuz sexual, lucruri care au nevoie de abordare directă, biblică și mai ales de slujire. Vor fi alături de noi doi frați cum, oarecum priceput, zic eu, în această zonă, fratele Alex Aurelian Barbu din București și fratele Lucian Chiș. Iar în emisiune viitoare ne-am propus ca încă peste o săptămână să abordăm problema avorturilor într-o zonă pro-life și după aceea probleme legate de pornografie și imoralitate. Vorbind despre pro-life, după cum știți, în întreaga țară sunt diverse evenimente în perioada 21-27 martie. Suntem și noi, cei de la Alfa Omega, focalizați pe această temă și pe parcursul a 2-3 săptămâni de zile, în partea a doua a lunii martie, pe canalul Alfa Omega TV și în alte zone care țin de lucrarea Alfa Omega TV, aveți ocazia să urmăriți, să intrați în contact cu acest subiect prin programe, prin emisiuni, prin postări, prin articole care tratează zona aceasta pro-life. Ne-am obișnuit deja de câțiva ani de zile să organizăm, să declarăm, să punem cap la cap un eveniment media care noi îi spunem săptămâna pro-life la Alfa Omega TV, în care timp de câteva zile, chiar mai mult decât săptămâna 21-27 martie, difuzăm, vă spuneam, pe Alfa Omega TV pe canal, dar și în zona online, pe Facebook, pe Media Center, numeroase resurse, articole despre acest subiect. Ca o provocare la lucrurile pe care vi le-am spus, un scurt spot de promovare acestei săptămâni pro-life la Alfa Omega TV. Cu peste 20 de milioane de copii avortați și ocupând locul 1 în Europa la rata avortului, țara noastră este într-un declin demografic și spiritual accentuat, milioane de femei și familii fiind marcate profund de această traumă. Creștinii sunt chemați să fie lumină în întuneric, care nu condamnă, ci propun soluții în vreme de criză. Alfa Omega TV vă provoacă să urmăriți săptămâna pro-viață. Urmăriți filme, documentare și mărturii pe canalul TV, citiți articole de excepție postate pe site-ul www.alfaomega.tv și pe rețelele de socializare sau în revista Alfa Omega TV Magazine. Înțelegeți valoarea vieții de la concepție până la maturitate, informați-vă despre contextul actual în România și înțelegeți perspectiva lui Dumnezeu asupra avorturilor. Descoperiți ce fac creștinii pentru a fi sare și lumină și aduce dragostea lui Dumnezeu într-o țară răvășită de avorturi și alăturați-vă lor prin diverse forme. Să susținem împreună viața! Săptămâna pro-viață la Alfa Omega TV. Așadar, 21-27 martie 2016, o săptămână tematică pro-viață la Alfa Omega TV. Vă spuneam, deoarece avem foarte multe materiale care s-au adunat de-a lungul anului, noi extindem această perioadă de obicei, aproape 2-3 săptămâni de zile, în partea a doua lunii martie, puteți urmări materiale pe această temă. De altfel, și alte evenimente care culminează cu Marșul pentru Viață în zilele de 26-27 martie și alte evenimente la nivel național potențează această preocupare în trupul lui Hristos pentru protejarea vieții.
Și profit de această ocazie să vă prezint din nou această revistă Pro Viață, revista noastră pe lunile martie, aprilie, revista Alfa Omega TV Magazine, care tratează de la un capăt la altul, în esență, acest subiect, subiectul Pro Viață, numeroase articole care sublinează și care vorbesc despre acest lucru din diverse perspective, nu numai din cea strict creaționistă, medicală, dar și din cea din perspectivă etică și biblică. Cei care încă nu v-ați abonat la această revistă, pe care profit de ocazie să vă reamintesc că este distribuită gratuit în țară și peste hotare, aveți ocazia să o faceți, aveți un e-mail pe ecran la care puteți să vă trimiteți adresa poștală sau puteți dați un telefon, să solicitați această adresă, acest număr și chiar și numele întirare pe care încă le mai avem în stoc. Un scurt spot cu care v-am obișnuit în ultima vreme legat de această revistă, care, vă spuneam, este o revistă prin care noi promovăm și susținem foarte mult campania Pro Viață din perioada 21-27 martie. Alfa Omega TV Magazine. Un număr special Pro Viață. Descoperă lucruri minunate despre ființa umană. Află realitatea sumbră a situației avorturilor, a copiilor abandonați și a orfanilor din România. Descoperă ce fac creștinii ca și răspuns. Citește despre modul în care credincioși obișnuiți fac o diferență, om cu om, și ajută la vindecarea fracturilor sociale din țara noastră. Programul Alfa Omega TV pentru martie-aprilie 2016. Abonează-te gratuit, chiar acum, la revista Alfa Omega TV Magazine. Zilele care au trecut au însemnat pentru noi nu numai muncă de zi cu zi la programe, la emisiuni, la montaje, dar și o vizită mai specială a unui prieten drag nouă și multe dintre dumneavoastră, fratele păstor Titus Colțea, care slujește într-o biserică din Florida, din Statele Unite. Am petrecut cu dânsul aproape 3 zile, timp în care am înregistrat mai multe emisiuni. Am înregistrat cu dânsul și o emisiune specială chiar pentru săptămâna aceasta tematică Pro Viață, de care vă vorbim acum câteva clipe, și eu am fost bucuros, cunoscându-l din timpul liceului pe Titus, am fost bucuros de perspectiva specială pe care a subliniat-o în această emisiune, Alege Viața, am zis noi, aceste emisiuni. El fiind medic de profesie, a absolvit facultatea de medicină și a slujit ca medic mulți ani de zile înainte și chiar după Revoluție, undeva în mai multe locații din județul Bihor, a avut și abordarea aceasta din punct de vedere medical, al unui doctor, a unui medic. Cred că problema pro-life nu este complet abordată, problema avorturilor, problema sarcinilor nedorite și lupte pentru viață. Dacă nu avem și această abordare de pe poziția unui medic sau ca provocare la ceea ce înseamnă slujirea unui medic, și pentru cei care poate încă așteptați și care încă n-ați avut ocazia să-l urmăriți pe Titus Colțea, dar în așteptarea unei emisiuni care fie dată în întregime, cred eu, în seara zilei de 25 martie, în premieră, o scurtă secvență din emisiunea pe care am realizat-o cu el, în care vorbește el despre un jurământ care l-a depus în, cred că prin 83, în timpul comunismului, un jurământ care dinainte de Hristos, cum se zice, este jurământul Hipocrate, ca și medic, și care cred că va fi o provocare pentru fiecare medic care, într-un fel sau într-altul, are tangență cu zona pro-life. Cel puțin generația mea, și probabil că încă alte generații sub Ceaușescu, au rostit jurământul lui Hipocrate. Și unul dintre articole jurământului Hipocrat este că nu voi da niciun leac care să provoace avort, sau voi face un avort pentru o femeie. Asta a fost în urmă cu 2400 de ani. Un medic păgân grecesc și-a dat seama cât de crucial este importanța vieții. Și după cum erau câteva principii care erau vitale pentru oricine care practică medicina, el a spus, unul dintre lucrurile principale pentru un medic este să nu cumva să contemple măcar gândul de a da un leac abortigen unei femei. Dacă un medic păgân, din urmă cu 2500 de ani, a scris asta în codul moral pe care trebuie să-l respecte un medic, cu atât mai mult acum, după 2000 de ani de educație creștină, de a realiza, dacă ne numim creștini, dacă mai este urmă de umanitate în noi și dacă beneficiem de tot ceea ce înseamnă moștenirea creștină acestei țări și ne batem cu cărmita pe piept că noi de 2000 de ani suntem creștini, atunci cum violăm cel mai important principiu care este în legea lui Dumnezeu, să nu ucizi? Cea mai samavolnică crimă, după mine, este aceasta.
pruncucidere. Mai tare decât orice, pentru că este mama. Rolul principal a mamei este de a proteja, nu de a ucide. Iar această frază a feminismului, că tu trebuie să-ți afirmi libertatea, libertatea ta ca mamă, tu ți-ai descalificat, ți-ai subminat cel mai înalt principiu pe care îl ai ca și femeie, principiul de a fi mamă. Pentru că te descalifici total în momentul când tu faci un avort. Da, am fost Titus Colța, vă spuneam, o emisiune sub genericul Alege Viața, cu el am realizat-o și este planificată să fie difuzată chiar în săptămâna Pro-Life. O altă serie de emisiuni mai lungă despre Împărăția lui Dumnezeu o să o urmăriți în săptămânile următoare, în lunile aprilie, mai, când credem noi și prin aceste emisiuni și prin alte emisiuni vrem să aducem o perspectivă biblică, o provocare într-un fel a ceea ce înseamnă extinderea Împărăției lui Dumnezeu, și am fost foarte bucuros să văd cum Titus Colțea vine cu o înțelegere poate din afară a lucrurilor, bazându-se și pe experiența lui și pe fundamentarea lui în cuvânt, dar și cu deschidere la lucrarea Duhului Sfânt. L-am întrebat în finalul discuțiilor noastre, interviurilor pe care le-am avut pe durata 3 zile pe Titus Colțea, cum ne vede și pe noi ca Alfa Omega TV. Ne-a spus câteva lucruri, mai multe, o să vedeți opinia și părerea lui poate în emisiuni viitoare, însă am reținut pentru dumneavoastră doar câteva gânduri de la el. Spunea că se duce, călătorește în mai multe locuri și acele câteva emisiuni care le-am înregistrat cu el în anii trecuți se dau și se redau din nou pe Alfa Omega TV și multă lume se bucură să-l vadă în carne și oase. Câteva opinii despre Alfa Omega de la Titus Colțea. Mă bucur din toată inima pentru modul în care Alfa și Omega transmite mesaje relevante care sunt necesare, mesaje care sunt pline de putere, de duh, de mare îndrăsneală pentru generația aceasta. Este minunat că această stație face ceva ce este imperativ. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se răspândească și să se proslăvească. A Lui să fie lauda și gloria. Proclamarea și proslăvirea cuvântul Dumnezeu. Și nu cred că este o altă formă mai eficientă în generația prezentă, mai eficientă chiar decât biserica, decât radio, decât orice alt mijloc de a transmite Evanghelia, ca și această formă prin televiziune, atât audio, dar mai ales vizual. Da, mulțumim de încurajări care într-un fel ajung la noi chiar și prin aceste câteva cuvinte despre Alfa Omega rostite de Titus Colțea. Primim cu bucurie scrisori de la dumneavoastră, e-mail-uri, telefoane care ne arată că ceea ce facem noi are sens și este o formă de a vă sluji. Pentru astăzi am ales o mică scrisoare venită pe adresa noastră chiar azi de dimineață. E un frate scump care ne încurajează, un frate, Alexandru Ionel Baba, din Cristur, județul Hunedoara. Am 47 de ani, sunt creștin, mi-am făcut de parte de cei dragi, viața mea mi-o dedică mare parte studiului biblic, urmăresc cu mare drag postul Alfa Omega TV, este o mânghire pentru mine, timpul petrecut în fața ecranului mă simt mai atras de Domnul și nu este zi în care să nu mă rog acel de sus să facă posibilă venirea sa pe acest pământ. Îi doresc prin acest mesaj să vă rog să-mi trimiteți și reviste chiar din urmă. Însu se bucură că primește revista de o vreme încoace, dar dorește să le citească și pe cele din urmă. Sunt câteva cuvinte de apreciere. Vă mulțumesc pentru efortul pe care depuneți ca să ajungă și aici la noi cuvântul lui Dumnezeu prin ceea ce faceți. Mulțumim fratelui Ionel Baba pentru aceste încurajări. Sunt multe altele care nu le pot citi, dar pentru noi e o bucurie să știm că ceea ce facem vă atinge și vă slujește într-un fel sau într-altul. Și pentru că vorbeam de județul Hunedoara, sunt foarte multe județe în care Alfa Omega continuă să fie recepționat. În aceste săptămâni, mai ales după ce s-a dat anunțul de către CNA că și încă un an de zile Alfa Omega este în continuare în pachetul Mascheri, deci este obligatoriu a fi introdus în toate rețelele de cablu, primim tot mai multe cereri pentru continuarea acordurilor pe care noi le dăm gratuit, bineînțeles, rețelelor de cablu, sau sunt chiar rețele noi. Mulțumim Domnului pentru aceste rețele noi și rugăciunea noastră, cei care ne știți de mai multă vreme, este ca Alfa Omega și Cuvântul Dumnezeu prin Alfa Omega să fie disponibil în fiecare casă de români. Legat de aceasta, doar așa ca informație, am semnat în ultimele zile avize de retransmisie pentru mai multe rețele de cablu. E o rețea
extinsă în mai multe localități din desul Mureș, tangent Electro 3, în foarte multe localități, Șoimuș, Bălăușeri, Abud, Coroj, Chibet, Seleuș, multe localități din județul Mureș și din județul Harghita, cum ar fi Sân Georgiu de Pădure, Sâmbriaș. O firmă nouă de cablu din județul Mehedinți, sunt mai multe localități unde dânsii doresc să extindă rețele de cablu. Da, Mehedinți, Dănceu, De Vesel, Dunărea Mică, Hinova și așa mai departe, Dumnezeu cât că atinge anumite zone. O rețea mai mică de cablu din zona Salignii și Cernavodă, care au solicitat avize de transmisie. O altă rețea mai mare în județele Dolj, Olt, Teleorman, Galați, Tulcea, sunt vreo 20-30 de localități, cum ar fi Galicia sau Brătianu, județul Tulcea, sau Corabia, Caracal, județul Olt. Dar ne rugăm pentru ca impactul să fie mare pentru Alfa Omega TV, însă știți și dumneavoastră, pentru că mulți ne scrieți în continuare și vă rugați ca Alfa Omega să fie recepționată și în extensiile digitale RCS, RDS și chiar acum către finalul emisiunii chiar vreau să ne unim în rugăciune cei care ne urmăriți și care vă bucurați de Alfa Omega TV. Gândiți-vă că sunt mulți frați care doar în câteva orașe ne recepționează prin RCS, RDS, extensia digitală. Tată Ceresc, ne unim cu cei care ne urmăresc acum și care știu și simt și cred în importanța Cuvântului Dumnezeu prin Alfa Omega în fiecare casă de români și îți mulțumim pentru toate aceste rețele care ne recepționează. Te rog să binecuvântezi abundent pe fiecare manager, doamne, patron, administrator de rețea de cablu care a decis călăuzit de Duhul Tău ce Sfânt să includă Alfa Omega în pachetul lor de canale și îți mulțumim că la timpul potrivit, doamne, Tu vei deschide o ușă largă în extensiile digitale RCS, RDS și alte milioane de români vor putea să te audă, să înțeleagă, să audă despre tine prin Alfa Omega TV. Înclinăm această lucrare în mâna ta și așteptăm să vedem cum lucrează. Și mult ne-am bucurat dacă de Sfintele Sărbători de Paști care se apropie, multe milioane de români ar putea să te audă, să audă despre tine prin Alfa Omega TV în casele lor, prin rețele de cablu. Îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. În final, vă mulțumesc celor care ne sprijiniți, ne ajutați de fiecare dată să fac acest lucru, pentru că nu ar fi posibil nici măcar această emisiune să fie în casa dumneavoastră dacă nu ați fi dumneavoastră care ne ajutați, ne sprijiniți. Chiar în ultima revistă care ați primit-o foarte mulți mii și mii de români, ați găsit, ca de obicei, un formular, pentru că acum este timpul acestor formulare și mi-am propus să vă vorbesc despre aceste formulare în ultima vreme. Sunt formularele 230. Am și aici în mână câteva care ne-au mai rămas după ce le-am distribuit prin reviste. Acesta este gândul meu, dacă le-ați primit și dacă cineva din familia dumneavoastră, chiar dumneavoastră, aveți un loc de muncă și dacă aveți pe inimă să redirecționați 2% din impozitul noastră pe profit către Fundația Alfa Omega TV, faceți-o. Sau chiar dacă sunteți un loc de muncă și aveți colegi care încă nu au redirecționat acest procent din impozitul pe profit, dați-ne un telefon și vă trimitem prin poștă câteva formulare cu datele Fundației Alfa Omega gata, completate. Avem pentru dumneavoastră acest lucru și mulți ne-a și solicitat deja să vă trimitem prin poștă 2, 3, 10 formulare pentru colegii de muncă sau rudele sau vecinii din apropiere. E și aceasta o formă de a primi ajutor. Vă spuneam și în anii trecut, am văzut cum acest aport, această contribuție la bugetul Alfa Omega crește prin acest proiect 2%. Un scurt spot care vă vorbește încă o dată despre ceea ce înseamnă 2% pentru noi și pentru alte organizații. Poate aveți pe inimă să sprijiniți alte organizații, nu numai Fundația Alfa Omega TV. Însă apelul meu este, bineînțeles, pentru lucrarea în care suntem implicați. Vieți transformate, destine schimbate. O viziune pentru o națiune atinsă de Dumnezeu. Prin programele difuzate zilnic de Alfa Omega TV, români de pretutindeni sunt mântuiți, încurajați, vindecați și eliberați. Împreună cu Alfa Omega TV și tu poți să faci misiune prin media. Redirecționează 2% din impozitul pe venit și contribuie la producția de programe creștine prin Alfa Omega TV. A fost un spot de 2%, vă spuneam, dacă nu ați redirecționat deja 2% către Alfa Omega ca și fundație sau către alt ONG, puteți să o faceți, dați-mi un telefon și vă trimitem prin poștă mandate gata, completate, care după aceea urmează să le depuneți la administrația financiară din orașul dumneavoastră. În final, am să vă prezint câteva resurse. Acum, fiind încă luna mai, sigur că mulțumim Domnului pentru soțiile noastre, pentru colegele noastre, pentru fiicele noastre, pentru femeile pe care Dumnezeu le-a pus alături de noi în această vreme. Am avut și câteva aniversări chiar din colectivul de producție în aceste zile. Mulțumim, fără să spunem, mulțumim tuturor care, persoanelor care, de sex feminin, care
sunt parte din lucrarea Alfa Omega TV sau care, ca și dumneavoastră, ne urmăresc, ne sprijină, se roagă pentru noi de dincolo, de micul ecran. Chiar îmi face plăcere să vă reamintesc, mai ales doamnelor, de această serie de literatură gratuită a lui Joyce Meyer, pe care noi o distribuim și o dăm cu inima largă celor care ne solicită, și individual, și vorbim de schizele de singurătate, despre depresie, despre descurajare, nesiguranță, frică, stres. Am distribuit mii de astfel de seturi și chiar de curând cineva ne-a scris din Bocșa, pentru că ne-a cerut acum câteva zile seturi mai multe, vreo 100 de cărți pentru un eveniment pentru femei din luna martie, și e o soră, Claudia Buiciuc, care îi mulțumim și cu această ocazie, dânsa chiar ne-a invitat la un eveniment pentru femei 19 martie în Bocșa, chiar dacă nu putem participa, suntem alături de ei, și spune: vreau să vă mărturisesc că Dumnezeu a făcut minune, spune într-un e-mail Zora Claudia. Am primit la Duhul Sfânt gândul acesta să facem cea pentru femeile din Bocșa, aveam doar 120 lei pe care am dat lui Dumnezeu și ca o sămânță, și după aceea am putut să cumpărăm un videoproiector, stație, boxe, am închiriat casă de cultură din Bocșa. Avem 30 nou testamente, avem materiale de la dumneavoastră, de la Alfa Omega, avem flori, versete biblice, invitații, cafea pentru surorile care să se bucure alături de noi în data de 19 martie în Bocșa. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Așadar, aceste resurse sunt disponibile pentru oricine. Dați-ne, mai avem pe stoc, putem să fim o binecuvântare, nu numai în luna martie, când este ziua femeilor, dar și pe parcurs. Și pentru că am vorbit mult despre pro-life, n-aș vrea să... Avem o singură carte care adresează direct acest subiect, De ce pro-viață, al lui Randy Alcorn. Avem pe stoc câteva bucăți, dați un telefon, solicitați-o, colegii noastre vă să vă trimite prin poștă. Și tot la capitolul anunțuri, după cum știți, în săptămâna care urmează, în sâmbătă, duminică, 26-27 martie, în numeroase orașe din România, se organizează acele marșuri pentru viață. Aveți un site pe care puteți obține informații, poate chiar în orașul dumneavoastră se organizează acest marș. Noi o să încercăm să ilustrăm cu imagini de la corespondenți, de la parteneri, ceea ce se întâmplă în aceste zile, însă dacă nu puteți fi parte dintr-o astfel de proclamare publică a vieții, rugați-vă pentru ca să aibă impact și ca și în plan spiritual și să audă și la urechile celor care trebuie să lucreze în zona legislației pentru probleme care țin de viață. Și cu aceasta mă apropii de sfârșit. Vreau să repet anunțul care l-am făcut chiar la începutul emisiunii. Continuăm seria de emisiuni în fiecare joi seara de la ora 21, emisiuni în direct, Calea Adevărul și Viața, emisiuni de slujire prin cuvânt, dar mai ales prin rugăciune. Trimiteți cerere de rugăciune în avans. Ne vom ruga de fiecare dată pentru dumneavoastră. Aveți adresă de e-mail, rugăciunea@alfaomega.tv, sau linii de telefon pe care puteți să postați în avans cerere de rugăciune, pentru că ne vom ruga. Aceasta a fost emisiunea Alfa Omega în obiectiv. Mulțumesc cu toate celor care ne ajutați într-un fel sau într-altul să putem să vă slujim de aici, din studioul Alfa Omega TV. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mare este secerișul, puțini sunt lucrătorii. Fii o lumină. Tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega.